Întreaga lume privește astăzi către China. Șeful diplomației americane, Antony Blinken, a început astăzi o întâlnire cu șeful diplomației chineze. Blinken e primul secretar de stat american care vizitează țara asiatică în ultimii aproape 5 ani. Ce se așteaptă de la această întâlnire, ne spune Monica Mihai, editor al Life News. Bine te-am găsit, Monica! Alice, bine te-am găsit. Practic, ce este cel mai important și pe ce mizează și Antony Blinken este o întâlnire tet-a-tet cu Xi Jinping. Asta după ce știm că în cursul acestei dimineți Antony Blinken s-a întâlnit și cu șeful diplomației chineze, vorbim de Wang Yi, dar totodată știm că am avut și o discuție extrem de importantă cu ministrul de externe, o discuție care a durat undeva la 7 ore și jumătate, și deși comunicarea oficială de după această întâlnire a fost că cele două state au reușit să ajungă la niște puncte comune și să aibă o discuție constructivă. Neoficial, în spatele ușilor închise, știm că ministrul de externe chinez a mărturisit lui Antony Blinken că relațiile diplomatice dintre cele două state se află la cel mai jos punct de când acestea au început. Practic, Alice, miza este această întâlnire cu Xi Jinping, pentru că dacă este să ne uităm la vizita precedentă din 2018 a secretarului general al Statelor Unite, acesta a fost primit de șeful Partidului Comunist, însă oficial în momentul acesta nu știm dacă acest lucru se va întâmpla. Sunt mai multe paliere de discuții, Alice, aici. Pe de-o parte, bineînțeles, subiectul cel mai important și cumva mărul discordiei dintre cele două state este Taiwanul, pentru că știm foarte clar, China susține că Taiwan îi aparține. Statele Unite ale Americii în repetate rânduri au spus că nu vor permite o agresiune din partea Chinei, și aici relațiile și discuțiile sunt extrem de delicate și extrem de firave, pentru că este o linie foarte fină între cooperare sau ceea ce ar putea să ducă mai departe la un conflict, nu ar fi exclus chiar un conflict armat. Îți mulțumesc tare mult, Monica, pentru informații.